Existența unei zile de Thanksgiving mărturisește despre niște oameni care gândesc cu totul diferit decât ceilalți oameni. Vreau să vă asigur că mulțumirea răstoarnă pur și simplu tipul de gândire al unui om. Vreau să vă întreb. Sunteți oameni binecuvântați sau mai puțin binecuvântați? Orice hoț care fură, el crede că este sărac. Orice hoț care fură, el crede că are nevoie de o mulțime de lucruri. Orice hoț care fură, el crede despre sine că este justificat în a avea ceva ce nu-i aparține datorită faptului că încă o dată îi lipsește. Un om n-ar putea să fure niciodată dacă ar fi mulțumit. Dacă ar zice, am de toate, n-ar putea să fure. Sunteți de acord cu mine? Este o imposibilitate psihologică. Când Dumnezeu a zis, fiți mulțumiți, știți că Dumnezeu a poruncit lucrul ăsta? Spuneți-mi unde a zis Dumnezeu, fiți mulțumiți. Repede. Poftiți? La Vameș, mulțumesc. Ziceți-mi repede. Mulțumiți-vă cu ce aveți, nu fiți iubitori de bani. Mai ziceți-mi ceva, mai dați-mi. Pentru că vreau să vă zic că e în cele 10 porunci. Să nu poftești. Când Dumnezeu a zis să nu poftești, Dumnezeu ți-a zis, fii mulțumit. Te rog eu frumos, fii mulțumit. Ce se întâmplă cu un om care e mulțumit? Un om care e mulțumit își poate număra binecuvântările, așa cum se spune în limba engleză și în tradiția engleză. Numără-ți binecuvântările. El și le-a numărat. Un exemplu, înainte de a deschide Sfânta Scriptură. Bătea grâul în teasc. Cine e? Mulțumesc. Bătea grâul în teasc. Din ce cauză? Era frică. Din ce cauză era frică? Se considera slab și își punea el problemele astea în mintea lui. Unde sunt minunile de altă dată ale lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeul care a deschis Marea Roșie? Unde este Dumnezeul care a despicat Iordanul? Unde este Dumnezeul care ne-a dat mană? Unde este Dumnezeul care a învins pe toți împărații vechiului Canaan? Unde este? Apropo, unde era? Poftiți? Era lângă el. Și l-a întrebat, auzi, ești slab sau ești tare? Și Gedeon a zis, sunt slab. Și Dumnezeu i-a spus, du-te cu puterea pe care o ai și bată-l pe Madian. De unde putere? Observați diferența. Există persoane care au putere și care nu știu că au putere. Sunt creștini cărora Dumnezeu le-a dat binecuvântări și ei nu știu că sunt binecuvântați. Sunt creștini care sau ar trebui să fie fericiți pentru că sunt mult mai binecuvântați decât alții, iar ei sunt nefericiți datorită faptului că sunt nemulțumiți. Hai să vă mai dau un exemplu și apoi o să vă invit să cântăm. Dacă deschideți Sfânta Scriptură cu mine, în Deuteronom, capitolul 12, și voi să-L căutați pe Dumnezeu la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru dintre toate semințiile voastre ca să-și așeze acolo numele Lui. Despre ce e vorba? Un loc pe care Domnul îl va alege. Despre ce e vorba? Despre templu. Bun. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse. De ce să te duci la templu? De ce? Nu? Iertați-mă, astăzi venim la biserică pentru ca de la biserică să primim.
Biserica este un centru de binefacere, eu știu, programat în felul acesta la nivel social, în care statul trimite acolo cutii cu mâncare și biserica le împarte. Și în felul ăsta am ajuns la concluzia că biserica este locul unde trebuie să primim, să ni se dea. Vedeți vreo diferență? Aici spuneți, dacă vii la biserică, te rog frumos, vino cum? Nu veni odată ca să primești. Vino ca să dai. Așa zice, vino cu... Le mai citesc o dată. Arder de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele din tâi roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie, întâi născuți din cele zile și turmele voastre. Păi, biserica era un loc de întâlnire pentru oamenii care doreau să facă ce anume? Era locul de întâlnire pentru oamenii care aveau daruri. Dumnezeu a văzut pe poporul său ca un popor care este plin de daruri și care trebuie la un moment dat să le aducă undeva și le-a zis, uite ce se întâmplă, punctul de întâlnire al tuturor dăruitorilor este unde? La Ierusalim, la Sion, în templu. Acolo veniți toți care aveți ceva de dus sau de adus. Dacă ar trebui să judec cu mintea de astăzi, care este critică la orice ce se spune, mintea critică ar întreba cam așa și ar zice, auzi, dar de ce Dumnezeu vrea să-i tot dăm? De ce? Și una, și alta, și alta. De unde? De ce atât a dat? Spuneți-mi dumneavoastră, de ce vrea Dumnezeu să-i dăm? Poftiți? Dragii mei, pentru ca să învățăm că suntem binecuvântați. Un om care este sărac și care se consideră nebinecuvântat nu poate să dea niciodată. El va veni și se va ține de buzunar, pentru că va zice, eu sunt sărac, eu nu pot să dau. Văduva săracă, care a dat, a demonstrat că ea este una dintre cele mai bogate ființe de pe pământul ăsta. Pentru că a fi bogat ține de mentalitate, ține de minte, ține de suflet, ține de ceea ce suntem, nu de câți bani avem în bancă. Cât de mult îmi lipsește vremea aia despre care îmi povesteau și mie bunicii mei. Am mai zis eu, noi locuiam undeva într-un sat pe malul Jiului. Acolo aveam casă, aveam de toate. Țăranii din locul nostru, de la Luncă, mai aveau însă câteva petici de pământ la plai, undeva în vârful muntelui. Acolo fiecare avea câte un conac. Ce era un conac? Nu era un conac boieresc. Era o casă cu două camere din bârne. Foarte rudimentar. Un pat de paie și atât. Acolo și aveau oamenii vitele lor și un petic de pământ în care cultivau cartofi și încă câte ceva. Dar dacă te duceai pe la oamenii ăștia, întotdeauna găseai un lucru. Găseai lângă grindă, agățat de un cui, un tuci cu lapte. Oamenii nu erau acasă. Plecaseră la muncă, plecaseră cu vitele, plecaseră la săpat. Dar lăsaseră acolo un vas cu lapte. Pentru că dacă trece cineva prin plai, să aibă ce mânca. Erau săraci sau erau bogați? Încă o dată, săraci sau bogați? Bogați! Bogăția și mulțumirea e o problemă de minte, de mentalitate. De asta zice, veniți măi la biserică, veniți la biserică și aduceți. Ce să aduc, Doamne? Toată ziua? Toată ziua. De ce? Pentru că Dumnezeu toată ziua îți dă. Arată-i lui Dumnezeu că tu vezi că-ți numeri binecuvântările, că vezi că ți-a dat și că din toate astea îi aduci și lui. Doamne, dacă toată ziua mi-ai dat, ia și de la mine. Dacă toată ziua mi-ai dat, ia și de la mine. Și ia și dă. O, Doamne, du-te cu puterea pe care o ai, bate-e Domnul. Du-te cu bogăția pe care o ai, schimbă lumea. Du-te cu mulțumirea pe care o ai, iubește, fă ceva. Ca să schimb lumea asta din ceea ce este în ceea ce Dumnezeu vrea să fie.